Vă salut la seria întrebărilor. În clipul video precedent v-am întrebat de ce, în urma unui șir de operații aritmetice, pictograma asociată rezultatului nu depinde de numărul de la care plecăm, ci doar de numărul pe care îl adunăm la un moment dat. Să ne amintim. Vă rog să încercați cu oricare alt număr inițial și să adunați oricare alt număr de la 1 la 9. Și veți vedea că de fiecare dată pictograma numărului final va apărea în dreptul numărului de la 1 la 9 pe care ați ales să-l adunați în a doua operație. Și întrebarea este foarte simplă. De ce? Operațiile au fost următoarele. Întâi scădem din numărul pe care l-am ales numărul dat de cifra zecilor. Apoi adunăm la rezultatul pe care l-am obținut la prima operație un număr oarecare de la 1 la 9, să-l numim NR. Și în fine, a treia operație, scădem din rezultatul obținut în a doua operație numărul dat de cifra unităților numărului inițial. Proprietățile adunării ne arată că putem schimba ordinea în care facem operațiile fără ca prin asta să se schimbe rezultatul. Așa că putem să facem aceste operații și în ordinea următoare. Scădem întâi numărul reprezentat de cifra unităților, apoi cel reprezentat de cifra zecilor și abia în final adunăm numărul ales la întâmplare între 1 și 9, acel număr pe care l-am numit NR. Să vedem ce se întâmplă dacă scădem dintr-un număr oarecare numerele reprezentate de cifrele care alcătuiesc numărul. Întâi trebuie să înțelegem că orice număr din două cifre, Z și U, adică cifra zecilor și cifra unităților, înseamnă, așa cum vedeți, 10 înmulțit cu Z plus U. De pildă, numărul 57 înseamnă 5 ori 10 plus 7. Să scădem din numărul ales numerele reprezentate de cifrele cu care este scris. După cum vedeți, obținem întotdeauna un număr care este multiplu de 9. 9 înmulțit cu Z. Puteți vedea și trei exemple pentru numerele 57, 82 și 29. 57 minus 7 este 50, iar 50 minus 5 este 45, multiplu de 9. 82 minus 2 este 80, 80 minus 8 este 72, multiplu de 9. 29 minus 9 este 20 și 20 minus 2 este 18, multiplu de 9. Înseamnă că orice număr scris cu două cifre alegem, în urma scăderii numerelor reprezentate de cifrele numărului, ajungem la unul dintre numerele 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 și 81. Mai departe, ați avut de căutat numerele în acest tabel. Aici am amestecat numerele intenționat ca să vă împiedic să observați o periodicitate. Acum vă prezint un alt tabel, cel pe care îl vedeți jos, cu numerele din două cifre până la 90 plus numărul 9, în care numerele au asociate aceleași pictograme ca în primul tabel. Acum lucrurile încep să devină mai simple, pentru că se poate observa ușor o periodicitate pe baza numărului 9. Am văzut că dacă scădem numerele reprezentate de cifre din numărul ales, ajungem la un multiplu de 9, adică la unul dintre numerele trecute cu roșu în prima coloană a tabelului. Observați că dacă adun la oricare dintre aceste numere 1, obțin un număr care are pictograma avion. Dacă adun la oricare multiplu de 9, 2, atunci obțin un număr care are pictograma palmă. Dacă adun 3, obțin un număr cu pictograma emoticon și așa mai departe. În concluzie, pictograma numărului pe care îl obținem în
final, după ce facem cele trei operații, depinde doar de numărul pe care l-am adunat la un moment dat, de acel număr între 1 și 9 pe care l-am notat cu NR. Mai sunt dator cu o explicație. În tabelul pe care l-ați văzut săptămâna trecută erau și alte numere, cele de la 91 la 99, cu tot felul de pictograme. În tabelul pe care îl vedeți acum, ele nu apar pentru că nu avem nevoie de ele. Pentru că în urma operațiilor pe care le facem nu putem ajunge la niciunul dintre ele. Numărul maxim la care putem ajunge este 90. De pildă, dacă iau numărul 99, scad întâi 9 și ajung la 90, mai scad o dată 9 și ajung la 81, care este multiplul de 9, și acum pot aduna maxim 9, ceea ce înseamnă că ajung la numărul 90, care, fiind și el un multiplu de 9, are atașată aceeași pictogramă pe care au toți ceilalți multipli de 9, adică o clepsidră. Închei răspunsul meu arătându-vă încă un mod de a ajunge la un multiplu de 9, indiferent de la ce număr de două cifre porniți. Alegeți un număr de două cifre, inversați poziția cifrelor și obțineți încă un număr. Și acum avem două numere. Scădem din numărul mai mare numărul mai mic și rezultatul va fi un multiplu de 9. Vedeți aici câteva exemple. Observați că, într-adevăr, dacă scădem din numărul mai mare numărul mai mic, obținem un multiplu de 9. Vă las pe voi să aflați de ce. Am primit răspunsuri corecte de la Dumitru Antonie, Daniela Carmen Băluță și Dan Dinescu. Le mulțumesc și îi felicit. Și acum, întrebarea de azi. În data de 28 ianuarie 1986 a fost lansată de la complexul de lansare Kennedy Space Center de lângă Cape Canaveral, Florida, naveta spațială Challenger. Era al 10-lea zbor al acestei navete și, din păcate, ultimul. În această fotografie vedeți naveta Challenger dusă spre locul ultimei ei lansări. Ea are atașat rezervorul principal de combustibil și cele două rachete booster care o ajută în prima etapă a zborului să se ridice. La ora 11 și 39 de minute, la 1 minut și 13 secunde de la lansare, o explozie extrem de violentă a rupt naveta în bucăți și a dus la moartea celor 7 membri ai echipajului pe care îi vedeți în această fotografie. Pentru a investiga cauzele dezastrului a fost numită o comisie, numită Comisia Rogers, după numele președintelui acesteia. Printre membrii acestei comisii a fost numit și fizicianul Richard Feynman, laureat al Premiului Nobel din 1965. Premiul Nobel pentru fizică, evident. Comisia a ajuns la concluzia că principala cauză a dezastrului a fost o problemă legată de rachetele booster. Aceste două rachete suplimentare, le puteți vedea în fotografie, funcționau cu combustibil solid, o pudră de aluminiu, și aveau ca agent oxidant percloratul de amoniu și ajutau, așa cum v-am spus, naveta să se ridice până la peste 40 de kilometri înălțime. Ele erau alcătuite din patru compartimente cilindrice care erau etanșate la îmbinare prin inele confecționate dintr-un material pe bază de cauciuc. Richard Feynman a demonstrat public într-o discuție televizată că materialul din care erau confecționate aceste inele își pierdea elasticitatea la temperatură scăzută. În descriere găsiți un link pentru un fragment din această emisiune. El a deformat un inel din materialul respectiv, l-a introdus în apă cu gheață și a arătat că inelul nu-și revine la forma circulară atâta timp cât e rece. Iar în ziua lansării navetei, temperatura a fost foarte scăzută. De fapt, a fost cea mai joasă temperatură de lansare a unei navete de până atunci, 2 grade Celsius. Iar în noaptea anterioară lansării, temperatura a fost negativă. Concluzia lui Feynman a fost că această pierdere a elasticității inelelor a avut cu siguranță o legătură cu dezastrul, deoarece inelele n-au mai putut asigura etanșeitatea.
De altfel, filmările făcute în timpul lansării confirmă acest lucru. Se poate observa în momentul lansării o umflătură a unui inel, vedeți în această fotografie, pe unde iese fum. Iar cu câteva clipe înainte de explozie, vedeți în a doua fotografie, se vede cum prin locul respectiv ies flăcări. Tot ceea ce v-am spus până acum puteți afla din Wikipedia și din multe alte surse. Dar mai e ceva. În timpul investigațiilor comisiei, Richard Feynman a mai descoperit ceva, un lucru mai puțin cunoscut, dar poate și el foarte important pentru producerea dezastrului și care are legătură cu întrebarea pe care vreau să vă pun. Ca să înțelegeți despre ce e vorba, trebuie să vă spun câteva cuvinte despre felul în care erau utilizate și reutilizate rachetele booster pentru zborurile navetelor. La un zbor normal, fără incidente, ele se desprindeau de rezervorul principal la o altitudine de aproximativ 44 de kilometri și cădeau în ocean. Căderea era controlată cu ajutorul unor parașute și după cădere, rachetele erau transportate întâi pe apă cu ajutorul unei nave speciale până la țărm și apoi erau transportate pe uscat la clădirea de asamblare a centrului de lansare Kennedy. Acolo erau dezasamblate în cele patru compartimente cilindrice, care erau apoi verificate pentru a se vedea dacă și-au păstrat forma de cilindru în urma impactului cu apa. Forma de cerc cât mai perfect permite inelelor de cauciuc să asigure etanșeitatea. Abaterea de la această formă duce la apariția unor puncte slabe, puncte în care etanșarea poate să cedeze. După verificare, dacă era nevoie, forma compartimentelor era corectată și apoi erau reasamblate, folosindu-se pentru aceasta inelele de etanșare. Richard Feynman a stat de vorbă cu tehnicienii care asamblau compartimentele rachetelor și a întrebat cum se făcea verificarea formei acestora. De unde știau dacă compartimentele aveau secțiunea circulară, adică în formă de cerc, cum verificau acest lucru? I s-a spus că se verifica diametrul lor în trei locuri diferite și dacă valoarea era aceeași de fiecare dată, se considera că forma secțiunii este cea de cerc și se trecea la asamblarea lor. Feynman și-a dat seama că această metodă nu garanta că secțiunile compartimentelor aveau formă de cerc. Așa că i-a întrebat pe tehnicieni dacă nu se întâmpla ca atunci când montau inelele de etanșare să observe că marginea compartimentelor avea umflături în unele locuri, adică abateri de la forma de cerc. Iar tehnicienii i-au spus că asta se întâmpla destul de des și că au raportat acest lucru inginerilor, dar nu s-a luat nicio măsură, nimeni nu a părut preocupat de acest lucru. Deși, așa cum am mai spus, aceste umflături, aceste abateri de la forma de cerc puteau fi puncte slabe pentru etanșarea asigurată de inelele de cauciuc. Și acum, atenție, se apropie întrebarea. E evident că metoda pe care o foloseau pentru a verifica forma secțiunii compartimentelor, adică măsurarea diametrului în trei locuri diferite, nu garantează că forma secțiunii este de cerc perfect. Mă rog, aproape perfect, pentru că nimic nu e perfect. De pildă, în acest desen puteți observa că există trei diametre care au aceeași lungime, dar forma nu este de cerc. Are o umflătură. De aceea, să presupunem că măsurarea s-ar fi făcut peste tot, pe toată lungimea secțiunii. Să presupunem că pentru asta s-ar fi folosit doi senzori, așa cum vedeți în desen, care se puteau mișca pe marginea compartimentelor, de-a lungul secțiunii. Și să presupunem că ei ar fi fost plasați la cea mai mare distanță posibilă și apoi ar fi început să se rotească, până când fiecare ar fi ajuns în locul celuilalt, măsurând tot timpul distanța dintre ei.
Și să mai presupunem că rezultatul măsurătorii ar fi fost că distanța dintre ei a rămas constantă în tot timpul rotirii lor cu 180 de grade. Și întrebarea este următoarea. Dacă distanța dintre senzori ar fi rămas constantă în timpul deplasării lor, ar fi fost aceasta o dovadă sigură a faptului că secțiunea are formă de cerc? Veți vedea săptămâna viitoare că răspunsul la această întrebare ne va conduce spre câteva lucruri foarte interesante. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!